Copiii și liceenii bihoreni se întrec zilele acestea în piese de teatru și crearea unor afișe cu mesaje preventive. Vor concura pentru a-și dovedi cunoștințele în materie de prevenire a violenței în mediul școlar, iar cei mai norocoși vor putea chiar să însoțească pe oamenii legii în misiuni, ca polițiști pentru o zi. Acestea sunt doar câteva dintre acțiunile cu care săptămâna poliției a deputat ieri. Între evenimentele desfășurate în această perioadă se numără Cupa Poliției Bihorene la fotbal, dar și campanii tematice precum Polițist de ordine pentru o zi. Una dintre cele mai interesante activități va fi susținută la sediul Poliției Rutiere din Centrul Civic și se va numi sugestiv Șofer de tir pentru o zi. Manifestările vor culmina vineri, 25 martie, cu deja tradiționalul spectacol în care oamenii legii își vor expune dotările de care dispun, pe ateliere de lucru. Vor prezenta demonstrații de abilități canine, demonstrații tactice și de dezamorsare a unui colet exploziv. La manifestare vor lua parte și delegațiile polițiștilor din Ungaria, Serbia, Polonia, Germania, Austria, Olanda, Luxemburg, care vor fi prezente în această perioadă în municipiul Oradea, pentru a participa la evenimentele organizate de polițiștii bihoreni cu ocazia Zilei Poliției Române, potrivit site-ului ebihoreanul.ro.